Și este important să discutăm despre acest subiect. Invitata mea la această oră este doamna Mădălina Turza, consilier de stat și omul care coordonează acest proiect. Bună ziua, mulțumesc tare mult că ați venit. Mă bucur să vorbim despre un astfel de proiect în România. Cum va funcționa? Bună ziua, mulțumesc de invitație. Iată un exemplu concret, cel dramatic pe care l-am văzut. Este genul de instrument care se adresează exact acestui tip de situații. Orice om, un vecin, o persoană necunoscută, un copil, un părinte, cineva din familie, poate apela numărul 119 la orice oră din zi sau din noapte pentru a sesiza cazuri de abuz, de neglijare sau de exploatare. Aici, operatorii de la cele 47 de direcții de protecție a copilului din țară vor răspunde non-stop și vor vedea dacă e nevoie să trimită în timp real o echipă mobilă, așa cum s-a întâmplat în cazul micuței de față, sau dacă este o situație care aduce atingere vieții în momentul respectiv, numărul care este interconectat cu 112 va sesiza autoritățile de aplicare a legii în timp real. Este o veste foarte bună, pentru că din păcate am avut foarte multe cazuri, putem vorbi despre cazul Caracal și de atunci au fost foarte multe exemple negative. Vor avea prioritate aceste cazuri? S-a făcut deja un training în rândul angajaților Direcției pentru Protecție Copilului, astfel încât să știm că dacă acum, în momentul acesta, cineva sună, lucrurile vor funcționa ca la carte? S-au făcut mai multe traininguri cu operatorii call center-uri din Direcțiile de Protecție a Copilului, inclusiv de către specialiștii din serviciul de telecomunicații speciale care au asigurat toată infrastructura din spatele acestui număr, dar și pregătirea lor este una specifică în domeniul protecției copilului. Ce este foarte important este că este un număr la care se acționează în timp real și că este interconectat cu 112, unde apelurile din grijă pentru copii, așa se numește această linie telefonică, vor fi preluate cu prioritate pentru că știm că iată e vorba de copii și trebuie intervenit în timp real. Bun, vorbim așadar despre acest număr scurt, care cu siguranță va putea fi apelat. Foarte important mi se pare ce ați precizat. Nu discutăm doar despre copii care trebuie să formeze acest număr, ci oricine raportează o violență sau un abuz asupra unui copil. Categorică da. Fie că vorbim de un cetățean care vede pe stradă un copil agresat sau forțat să cerșească, fie că vorbim de un vecin care știe că într-o familie alăturată se întâmplă lucruri în neregulă cu copilul sau copiii respectiv, pot apela acest număr de telefon. Este foarte important să știm că numărul 119 se adresează spiritului civic al oamenilor. Cred că trebuie să înțelegem că avem fiecare dintre noi o responsabilitate în acest sens. E un model european, sunt și alte țări europene care au implementat acest proiect? Să știți că există în toată Uniunea Europeană un astfel de număr de, pentru urgențe de acest tip pentru copii și iată că prin Programul Național din Grijă pentru Copii, elaborat pe parcursul anului precedent în mandatul guvernului Câțu, avem acum acest număr care există la nivelul Uniunii Europene. Extraordinare aceste vești, chiar mă bucur foarte mult. Cum e de când s-a dat startul, ca să zic așa, au început să vină deja apeluri? Am avut acest caz dramatic de la Constanța, din păcate sunt sigură că sunt multe cazuri care nu ajung în presă și sunt foarte mulți copii care rămân cu traume pe viață. Asta este și ideea acestui număr de telefon pentru a-l face accesibil tuturor oamenilor. Mai degrabă, înainte de a scrie pe Facebook, cred că este important să sunăm acolo unde instituțiile și unde specialiștii pot interveni în timp real și, într-adevăr, în ultimele zile au fost nenumărate apeluri telefonice, ce-i drept mai mult de verificare și de testare a numărului. Oamenii au vrut să vadă cum funcționează. În scurt timp, cu sprijinul specialiștilor de la STS, vom ieși cu statistici la zi și cu cazuistică pe această problemă, pentru că în România fenomenul copiilor, să spunem, abuzați, maltratați, este mult mai mare decât cel raportat. Și iată, avem un canal de comunicare, un canal de acces și o infrastructură care să vină să răspundă acestor nevoi. Vorbeam despre faptul că este un model european și vă întrebam dacă sunt deja cazuri raportate. Sunt convinsă că vor fi tot mai multe. Urmează o campanie de comunicare. Adulții pot afla cu siguranță de pe rețelele sociale, de la televizor, despre acest număr. Puteți să vă adresați copiilor? Vor fi broșuri care vor fi distribuite în școli? Cum vreți să faceți Sigur asta? Sigur că da. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație, pentru că media joacă un rol fundamental în promovarea acestui număr. Și în al doilea rând, în colaborare cu Ministerul Educației, vom face în așa fel
încât să promovăm acest număr prin intermediul școlilor, dar și prin intermediul autorităților locale. De asemenea, colaborăm cu Consiliul Național al Elevilor din România și acum punem la punct toți pașii unei campanii de informare în care avem nevoie de sprijinul tuturor oamenilor și în mediul real și în societate de a împinge mai departe numărul 119 din grijă pentru copii. Mulțumesc tare mult! Veniți, vă rog, tot mai des cu vești bune și să sperăm că va funcționa exact așa cum v-ați propus dumneavoastră, pentru că știu că este un proiect amplu la care ați muncit foarte mult. Vom mai vorbi cu siguranță despre el. Vă mulțumesc și eu! Facem o